Emisiune de excepție, Români pentru Români, coproducție Absolut TV, Dacia TV, argumente de interes național, dezbateri, analiză și propuneri. Noul program de guvernare al cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Se schimbă strategia Ministerului pentru Românii de pretutindeni, drama copiilor din familiile sărace și drama copiilor cu părinți plecați în străinătate. Redăm încrederea investitorilor români din diaspora în economia românească. Invitații speciali ai realizatorului emisiunii, Eugen Terteleac, Victor Ionescu, subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de pretutindeni, Fabioara Ionescu, administratorul public al județului Prahova, Vlad Ionescu, jurnalist, partener Dacia TV. Nu ratați Românii pentru Români, în direct din Parlamentul României, joi, 1 februarie, începând cu orele 13:00.